În propunerea de hotărâre de Consiliul Local, bursele de performanță valorează 100 de lei, cele de merit 80 de lei, iar cele de studiu și bursele sociale câte 60 de lei. În total, din bugetul prins de primărie pentru anul acesta, 852 de elevi vor beneficia de burse școlare. De asemenea, vreau să vă spun că cele mai multe burse vor merge la Colegiul Național Petru Rareș, 83 de burse, cele pe locul 2, Colegiul Național Mihai Eminescu, 82 de burse și pe locul 3, Școala Gimnazială numărul 1 Suceava, 66 de burse. Așa cum să știu, au fost discuții în ședința Consiliului de trecut referitor la aceste burse când am aprobat acele cuantumuri. Dacă mă întrebați pe mine, nu sunt de acord să majorăm cuantumurile, dar sunt de acord să mai găsim niște sume de bani să suplimentăm suma destinată acestor alocații în așa fel încât să putem da la mai mulți copii. Este o vorbă românească, la toți ne-i greu, este o perioadă dificilă și voi face tot posibilul să mai găsim în fondul de rezervă niște sume. Sunt și niște amendamente a domnilor consilieri de la nouă PNL, a domnului viceprimar Harșovski. Eu sunt de acord să mai suplimentăm suma pentru burse în așa fel încât să dăm burse mai multe, dar nu plafonul burselor, pentru că deja este aprobat un regulament, noi l-am aprobat în Consiliul Local, el și-a produs efectul.